Mulțumit de faptul că nu sunt deblocați cei 20 de milioane de euro din PNI, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Căldărușe, a trimis sesizări către Ministerul Energiei și Consiliul de Supraveghere. Liderului de sindicat îi se pare ciudat faptul că producătorul de energie nu primește acești bani, mai ales că ei există. Mai mult, tranșant este Constantin Crețan, care spune că se pun piedici intenționat complexul energetic Oltenia pentru a intra în insolvență. Căldărușe a decis să sesizeze Consiliul de Supraveghere și Ministerul Energiei după ce compania energetică nu a primit nici până acum suma de 20 de milioane de euro de la PNI. Sunt două adrese cu teme diferite, una referitoare la banii din Planul Național de Investiții, prin care complexul energetic Oltenia este privat de o sumă foarte importantă, și una referitoare la așa zisul profit din primul trimestru al anului 2016, profit care se dovedește a fi un profit de hârtie. Crețan spune că există interese, iar din această cauză nu sunt deblocați banii respectivi, pentru că CEO să intre în insolvență. Cred că totuși cineva cu bună știință, pe toate că ne sabotează în varianta de a ajunge în insolvență. Poate că asta este și politica guvernului tehnocrat, de a ajunge în insolvență complexul energetic Oltenia. Gabriel Căldărușe a mai precizat că săptămâna viitoare va trimite sesizări și către Claus Iohannis și Dacian Cioloș. Familia